Cum este organizată Legiunea Străină ca armată? Este un corp al armatei franceze. Nu se diferențiază de celelalte unități ale armatei franceze prin echipamente speciale sau gadgeturi de genul ăsta, eu le numesc gadgeturi, dar se diferențiază net prin această stare de spirit ancorată în tradiție. Apoi mai apare o componentă administrativă, aș putea să spun eu, care o face aparte de celelalte unități ale armatei franceze, în sensul că toți cei care intră în rândurile legiunii străine sunt din oficiu considerați ca fiind străini, chiar și francezii, francezii de origine, intră sub o altă identitate și nu cea de francezi. Am înțeles. Da? Deci suntem toți străini când intrăm acolo, iar după un anumit timp, printr-un demers administrativ bine pus la punct, ni se acordă sau nu cetățenia franceză sau ceva de genul ăsta. Există, da, din câte am înțeles, anumite identități care nu sunt cele reale. Da, absolut. Da. Asta este monedă curentă la Legiunea Străină. Mare parte din camarazii cu care mi-am început timpul meu la Legiune, i-am cunoscut sub o altă identitate, cu un alt nume, și la un moment dat, când și-au făcut rectificarea de situație militară, că așa se cheamă procedeul ăsta administrativ, ca să poată să-și recapete o parte din drepturile civile, i-am redescoperit cu numele lor de dinainte de legiune. Am înțeles. Tu nu ți-ai schimbat numele? Eu nu mi l-am schimbat pentru că nu mi l-au schimbat. Eu nu am decis nimic în momentul ăla. Dar aceste măsuri fac parte din jurisprudența instituției, astfel încât să nu apară conflicte diplomatice, astfel încât legiunea să-și poată proteja oamenii pe care îi are în sânul ei. Ai reușit să faci parte din regimentul de parașutiști din cadrul Legiunii Străine, care, din câte am înțeles, este la rândul său un corp aparte, distinct prin elitismul său și prin capacitățile sale de luptă. Ce poți să ne spui despre acest regiment? Da, este mai mult decât regimentul în care am evoluat și am crescut timp de 16 ani, pentru că nu l-am părăsit niciodată în tot timpul ăsta. A fost de altfel condiția sine qua non de a rămâne la legiune, să rămân în regimentul ăsta și să fiu până la sfârșit operațional. Și nu aș fi acceptat să schimb regimentul. Este regimentul de inimă, regimentul sufletului meu, dar este în primul rând casa mea, a fost casa mea și mi s-a întâmplat să plec civil, să mă întorc acolo după un an, să mă întorc acolo după 3 ani și să fie ca și cum nici n-aș fi plecat. Ai fost și în luna de miere, parcă nu ai vizitat. Da, după nunta mea, după căsătoria mea, am fost în Corsica și mi-am redescoperit regimentul și pe toți cei care erau acolo, la fel ca și cum aș fi plecat cu 2 zile înainte. Regimentul este cantonat în insula Corsica? Da. Și decurg din această așezare a lui, această localizare, anumite particularități? Da, absolut. Da, absolut. Mediul ăsta insular impune un oarecare ermetism la schimbările pe care, din nefericire, modul de viață modern și schimbările doctrinale le au asupra regimentelor care sunt în metropolă, în Franța. Da, e bine punctat acest detaliu. Vă dau un simplu exemplu. Poliția militară nu își mai are rostul niciun din regimentele legiunii sau regimentele armatei franceze pe continent. La Calvi încă există. Cu alt nume, dar majusculele tot PM sunt. Poliția militară, noi o știm de poliția militară, chiar dacă între timp administrativ i-au făcut doar o schimbare de formă. Te-a marcat? Te-a influențat și a pus amprenta pe tine cultura franceză în acest proces al tău de integrare în acest corp al armatei franceze? Nu știu dacă am putea vorbi despre cultura franceză, dar putem să vorbim cu siguranță despre o cultură proprie regimentului meu, în primul rând, fără îndoială.
E o ambianță particulară și e un mod de viață de la A la Z. Cât de buni sunt cu adevărat soldații din legiune? Dacă ar fi să facem o paralelă cu trupe speciale, așa cum e SEAL-ul, Spetsnazul sau sunt lucruri diferite acestea? Deja că sunt lucruri diferite, legiunea nu are statut de forță specială. Chiar noi luăm lucrurile cu multă detașare din punctul ăsta de vedere. Nu cultivăm un elitism pompos, da? Încercăm să fim respectuoși de propriile noastre tradiții și să fim bine pregătiți. Nu avem pretenții de forțe speciale sau ceva de genul ăsta. Chiar mi-amintesc așa câteva anecdote pe seama acestui lucru, că peste tot prin tratele de operațiuni vedem forțe unele mai speciale decât altele și la un moment dat mi s-a întâmplat să văd un om cu care de altfel am legat prietenie, un român din forțele speciale române, pe care le-am întâlnit pe unul din tratele de operațiuni și care la un moment dat își pusese un patch pe umăr, forțe deosebite, și asta m-a făcut să-i zbunesc în râs. Era de la sine înțeles că se săturase de atâtea forțe speciale și a vrut să fie deosebit. Da, deci, ca să revin la întrebare, legiunea are în efectivele ei aproximativ 8.000 de oameni. Poate sunt armate ca armata americană care au de-a dreptul regimente de forțe speciale, dar la volumul armatei franceze nu poate fi o unitate a armatei sale de acest volum care se reprezinte da, forță specială. Da? Ce îi caracterizează pe forțele speciale sunt efectiv o specializare în fața căreia legiunea străină contrapune o versatilitate, o robustețe și o adaptabilitate cu care legionarii sunt educați. Soldații din legiunea străină, de altfel e și o vorbă în franceză, o spunem, legionnaire savoir tout faire. Ești legionar înseamnă că știi să faci orice. Dacă ești prea specializat într-un domeniu, s-ar putea, când ți se dă o panoplie de misiuni prea mare, să nu le poți face față din cauza că ești specializat pe un domeniu. Da. Vreau să te întreb, sunteți mulți români în legiune? Sunt mulți români în legiune? Și cum sunt văzuți românii în legiunea străină? Da, bună întrebare. Sunt destui români în legiunea străină. Au fost și sunt chiar mulți. Asta în decursul anilor și în funcție de evenimentele istorice și schimbările geopolitice care au avut loc în ultimele decenii, este ușor să vezi fluctuațiile care apar în efectivele legiunii străine în funcție de naționalitățile care vin valuri. La căderea URSS-ului au fost mulți ruși, au urmat polonezi, au urmat români, dar da, sunt români în legiunea străină și chiar dacă o să uimească ce spun acum, românii au o foarte bună prestanță în legiunea străină, sunt considerați ca atare, excelează de multe ori în ceea ce fac, dețin funcții și posturi cheie și și răspund așteptărilor la modul cel mai pozitiv posibil. Bineînțeles, orice pădure are uscăturile ei, dar în general românii sunt oameni de nădejde. Iată un lucru care este în măsură să ne bucure auzindu-l. În ce teatre de operațiuni ai luptat? Care au fost pentru tine cele mai dure bătălii în care ai fost combatant? Când se vorbește în termeni ăștia luptător în legiunea străină, bătălii, sunt un pic jenat așa și mă face să zâmbesc folosirea acestor termeni, pentru că comparativ cu
ce au trăit înaintașii noștri în primul război mondial, în al doilea război mondial, teatrele de operațiuni din ziua de astăzi sunt de slabă sau medie intensitate. În cel mai serios caz, medie intensitate. Iar bătăliile devin destul de impersonale. Adică nu ajungem niciodată sau foarte rar într-un contact fizic cu inamicul, adică nas în nas sau un contact corp la corp. Ne pregătim pentru așa ceva, suntem dispuși să-i facem față, dar suntem în general destul de departe de acest contact personal cu inamicul. De-aia am o reținere să vorbesc cu emfază despre aceste bătălii. Am putea să le numim, da, lupte, combaturi, contact cu inamicul, angro, experiența focului, experiența de combat. Da, am avut-o, e ceva care aparent nu este de dorit, pentru că lasă urme, dar în același timp nu este de dorit să îți petrești timpul la armată fără să o ai. Pentru că, la rândul ei, această lipsă aduce cu sine niște frustrări. Și eu cunosc oameni care au stat în armată, au fost alături de mine, deci au stat ani de zile la Legiunea Străină și nu au avut parte de experiență de combat. Eu am fost norocos și din pricina faptului că am avut această experiență de combat și mai ales că m-am scos cu bine din ea. Fără să am traume considerabile, fără să am nici măcar o zgârietură din punct de vedere fizic, dar am camarazi care nu au avut aceeași șansă. Unde ai fost? În ce zone de conflict? În Afganistan? Am fost în Afganistan, da, am fost în Afganistan de două ori și în afară de Afganistan am cunoscut foarte bine Africa în diferite zone ale Africii, în special Africa ecuatorială și subsahariană. Chiar și după ce am plecat de la Legiune, m-am reîntors pe cont propriu în Africa subsahariană ca și consultant militar și de securitate, dar nu în serviciu vreunui guvern, ci pentru marșeul petrolier. Da, nu vreau să, n-aș vrea să pară că evit întrebarea. Am cunoscut și ex-Iugoslavia, pe vremea când existau acolo tensiuni. Am cunoscut și alte zone ale lumii care nu pot fi considerate teatre de operațiuni, dar am fost acolo cu o misiune precisă, gen Oceania, zona Pacificului, America de Sud, Guiana franceză, iarăși Africa de Nord, în zona Djibouti, Golfului Aden. Ce te-a făcut totuși ca după 16 ani să spui stop și să pleci din Legiune? Cred că ai amintit-o la începutul prezentării, la începutul discuției noastre, ai amintit faptul că am plecat din cauza unor motive de ordin politic și doctrinal. Când m-am angajat la Legiune, m-am angajat din convingeri, m-am angajat dintr-o sinceră dorință. Și atât timp cât am fost acolo, am servit cu aceeași sinceră dorință și cu aceeași vervă. Iar atunci când mi s-a părut că acțiunile mele de pe teren sunt oarecum luate în derizoriu sau compromise de statura politică și de turnura politică și doctrinară a armatei franceze, am decis să plec. Nu mi-a mai convenit să văd atâta sacrificiu, atâta sudoare, atâta sânge pentru niște rațiuni atât de meschine și ipocrite. Părăsirea Legiunii, știu că se face, bănuiesc că a trebuit să anunț cu ceva timp înainte, nu? Că da, urmează să părăsești. Da, cu 2-3 ani înainte trebuie să anunți. Și asta a fost, n-a fost lucru cel mai ușor de făcut, să-mi conving ierarhia că eu chiar vreau să plec.
pentru că însăși lucrul ăsta părea pentru ei o incoerență. Stai puțin, tu nu poți fi mai bine în altă parte decât aici unde ești acum. Și într-adevăr, părea că sunt de acolo și că nu voi pleca de acolo nici în ruptul capului. A fost un moment greu, ruperea de... A fost cel mai greu moment în acest episod al vieții mele cu Legiunea Străină, că sunt oameni care mă întreabă, a fost greu să intri la Legiune, a fost greu să rămâi la Legiune. Cel mai greu lucru pe care l-am făcut în raport cu Legiunea Străină a fost să plec de la Legiune. Pentru că mi-a plăcut ce am făcut acolo, până în ultima clipă, dar doar simpla motivație că îmi place ce fac acolo, că îmi stăpânesc meseria și că sunt considerat pentru ceea ce știu să fac acolo, nu a putut să mă motiveze să rămân mai mult de atât. Nu am acceptat să continui avansarea mea în scara ierarhică, pentru că asta ar fi însemnat să girez anumite incoerențe pe care nu le mai acceptam. În tot acest proces ulterior, ți-a fost greu să revii la viața de civil? Te întreb asta pentru că tot auzim de sindromul post-traumatic al frontului, al celor care au fost combatanți. Eu cunosc oameni care au fost la Legiune, care n-ar fi avut motive să aibă un sindrom post-traumatic și care totuși au avut dificultăți să se reintegreze în viața civilă. E normal, mai ales atunci când vii dintr-un regiment ca acesta despre care am vorbit mai devreme, regimentul parașutist, adică să abandonezi tot ce ai fost înainte și să reiei totul de la capăt. Cred că e cel mai curajos lucru pe care l-am făcut în viața mea. Și de această dificultate, ca să revin la întrebarea ta, nu vine neapărat din pe fond de stres post-traumatic, de sindrom post-traumatic. Cunosc oameni care au fost afectați de acest sindrom post-traumatic, care încă sunt în serviciu de altfel, alții care au plecat. Îmi place să cred că nu am astfel de probleme. Soția mea, care e de formare psiholog, îmi spune că și nostalgia pe care o am pentru Legiune e tot o speță de sindrom post-traumatic. În visele mele sunt în Green da, Army. Da, 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 da. De cele mai multe ori, dar... Ești acolo, în visele tale. Oarecum pe acolo, da. Da, da, da. Și are un raport cu viața mea de dinainte. Dar eu, din fericire, nu am acest... Slavă Domnului! Simbol.